cadrul audiențelor. Toată lumea vrea cu primarul, toată lumea a discutat numai cu primarul și am zis, am doi viceprimari care au aceeași putere și noi lucrăm. Ce îmi spuneți mie, puteți foarte bine să-i spuneți unui viceprimar, noi ne întâlnim dimineața și discutăm ce probleme avem, le stabilim și le rezolvă. Au putere de decizie, au putere să rezolvă. Doar că ne informăm să știm unul de altul, să știm până la urmă ce se întâmplă în acest oraș. Dar așa de ușor puteți vorbi și cu un viceprimar, așa de ușor puteți să fiți rezolvat sau să vă fie rezolvată problema și un viceprimar. Lumea s-a obișnuit să vină la primar. Eu aveam până în octombrie, noiembrie, programul de audiențe plin și viceprimarii aveau 2, 2, 3 în fiecare zi. Și ne-am explicat oamenilor și încerc să le explic. Lucrurile curg, dar ușor, ușor o să înțeleagă. Puteți discuta cu viceprimarii așa cum vorbiți cu primarul. Fiindcă au aceeași putere. Le-am dat derogare și prerogative de semnat și de luat decizii. Am împărțit toate deciziile din primărie, le-am împărțit la cei doi viceprimari. Nu vreau să am rămas fără nimic. Împreună suntem o echipă, lucrăm, încerc foarte mult să rezolv celelalte probleme ale comunității, adică să discut cu oameni de afaceri, să discut cu firme, să discut cu, eu știu, cu persoane care vin în audiență.